Bună seara și bine ați venit la webinarul ONG Online dedicat promovării prin Google Ads. Eu sunt Ana Stamatescu, coordonatorul programului Școala Digitală pentru ONG-uri, program creat de Asociația TechSoup și voi modera acest webinar. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm și pe care majoritatea îl știți, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TechSoup Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup România, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Google, Microsoft sau Adobe. Puteți consulta toate resursele disponibile pe site-ul programului techsoup.ro. Peste 3.000 de organizații sunt deja înregistrate și validate în program. ONG Online este un program complementar programului TechSoup. Pornit în 2016 cu sprijinul fondului ONG în România, acesta a venit ca un răspuns la nevoile organizațiilor de training, profesionist și la îndemână online în utilizarea tehnologiei sau soluțiilor online. Pe site-ul ongonline.techsoup.ro găsiți toate webinarile și resursele dezvoltate și oferite până acum. Astăzi venim în ajutorul acelor organizații care beneficiază deja de programul Google pentru organizații non-profit, mai exact de Google Ad Grants. Ad Grants vă oferă posibilitatea de a promova misiunea și inițiativele organizației în paginile cu rezultate ale căutării text Google, printr-un credit lunar de $10,000 pentru publicitate Google Ads. Trainerul webinarului de astăzi este Dragoș Meu, fondatorul agenției de performance media Mavericks. În ianuarie 2019, Mavericks a lansat campania Better World, prin care a selectat 15 ONG-uri pe care agenția îi va ajuta pe parcursul anului cu monitorizarea exactă, promovarea și amplificarea mesajelor prin campanii de performance media. Mai multe despre el și experiența lui o să vă postează chiar el în câteva momente. Înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar va fi înregistrat. Este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după în secțiunea de chat. Orice întrebări veți avea pe parcurs sau după prezentarea lui Dragoș, acestea vor fi citite pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Dragoș, când vrei, poți începe. Bună, Ana! Mulțumesc frumos pentru introducere și pentru cuvintele frumoase spuse. O să încep prin am cere scuze că vocea mea nu este atât de radio ca cea Anei, însă sper ca informațiile pe care vi le voi prezenta acum să suplinească această lipsă de voce de radio. Dragoș Meu este numele meu, sunt general manager la Mavericks și lucrăm pentru peste 50 de clienți comerciali în momentul acesta, iar la începutul anului am lansat și o campanie, campania Better World, în care am ajutat peste ONG-uri și ajutăm în continuare cu campaniile lor de performance media și de marketing online. De-a lungul anilor am acumulat foarte multă experiență pe conturile comerciale, dar destul de multă experiență și pe conturile de ONG și ne-am lovit de foarte multe situații de care probabil v-ați lovit și voi. Așa că atunci când a venit Ana cu invitația a fost, zice eu, destul de simplu să vin cu o propunere de structură pentru a vă ajuta să depășiți câteva provocări ce țin de Google Ad Grants. Bun, iată despre ce o să vorbim astăzi, că sunt o persoană destul de structurată și mi-aș dori să știm exact despre ce vom vorbi. În primul rând despre cum setăm o campanie de Google Search, pentru că de foarte multe ori
problema pleacă de la setările inițiale pe care le facem. După aceea să vorbim despre cum construim lista de cuvinte cheie, pe ce cuvinte ne afișăm, cum alegem cuvintele cheie, mai apoi despre tipuri de potrivire, pentru că nu e suficient doar să adăugăm cuvintele cheie, ci există și anumite tipuri de potrivire, match types se numesc, și vom vedea cum ne pot afecta limitările lor, iar mai apoi, la final, cum construim anunțuri care să fie cât mai clicabile. Bun, cam despre asta ar fi vorba în prezentare. Am pus la final și secțiunea de Q&A, dar evident, dacă aveți o întrebare pe parcurs, feel free to share, fără nicio problemă, mă puteți întreba absolut orice ține de Google Grants. Bun, dar până atunci, până să începem, aș zice să ne încălzim cu o întrebare la care aș avea nevoie de răspunsul vostru. Bun. Întrebarea este: ce poți face pentru a preveni suspendarea contului tău Google Ads? Care variante credeți că ar putea rezolva o eventuală suspendare? Să setezi reguli automate, să verifici contul cel puțin o dată pe lună, să nu folosești cuvintele cheie dintr-un singur cuvânt sau toate de mai sus? Așteptăm câteva secunde ca să aleagă toți un răspuns și revenim și cu rezultatele. Mulțumim. Dragoș, vezi rezultatele? Da. Văd că majoritatea ați ales toate cele de mai sus. O parte ați ales varianta de a verifica contul cel puțin o dată pe lună, care, da, este una din condiții, dar nu este și singura. La fel, un alt motiv pentru suspendare este folosirea cuvintelor dintr-un singur cuvânt, ceea ce, iată că deja după primele 5 minute ați învățat un lucru în plus pentru a nu vă suspenda contul de Google Grant. Nu aveți voie să aveți cuvinte cheie dintr-un singur cuvânt. Trebuie să fie o expresie cheie de cel puțin două cuvinte. La fel și să setez regulile automate. Deci varianta corectă era cu 64%. Bun, e bine, am învățat ceva și pe lângă cele trei motive, am zis să adaug aici toate motivele pentru care se poate suspenda un cont. Motivele le-am trecut în engleză pentru că le-am luat copy-paste din documentația Google Support, unde aveți aici partea de jos pentru mai multe informații. Aici găsiți linkul către toată documentația Google. Pe lângă motivele respective, alte motive importante: atenție la CTR, trebuie să ai un CTR de cel puțin 5%, ceea ce înseamnă că anunțurile tale trebuie să fie relevante pentru cuvintele cheie pentru care licitezi. La fel de important este că în grup trebuie să ai cel puțin două anunțuri, o campanie trebuie să aibă cel puțin două grupuri și cel puțin două extensii, două site links extensions la anunțurile tale. Poate pot părea destul de multe condiții pe care trebuie să le îndeplinești, însă din punctul nostru de vedere este stabilit un benchmark de calitate, astfel încât campaniile pentru Google Grants să se afișeze cât mai relevant pentru utilizatori și să nu fie intruzive cum s-ar fi putut întâmpla dacă nu existau aceste condiții. Deci eu nu le-aș vedea neapărat restrictive, ci le-aș vedea mai degrabă cu un obiectiv de calitate, de a obține o anumită calitate a campaniilor în final. Bun, deci cam asta despre condiții restrictive. Hai să vorbim acum cum trebuie să setăm campaniile de Google Ads Search. În primul rând, cel mai important, deci peste câteva tipuri de setări, unde din experiența noastră am văzut că acolo apar de regulă aceste erori și să vă zic de ce ar trebui să vă feriți. În primul rând, când vine vorba de rețea, de foarte multe ori atunci când este aleasă rețeaua, este automat selectată și search și display.
Recomandarea noastră este să mențineți doar search, astfel încât anunțul se afișeze în motorul de căutare, strict în motorul de căutare. O altă opțiune, nu neapărat care ar fi greșită, dar este o opțiune care ne-ar putea duce la mai multe, la afișarea anunțului nostru către mai mulți utilizatori, este cea legată de limbi. Limbi și ce înseamnă limbă pentru Google Ads? Limbă înseamnă limba browserului pe care eu o am, nu neapărat limba în care eu caut. Prin urmare, dacă browserul meu este în limba engleză, atunci înseamnă Google înțelege că eu vorbesc limba engleză. La fel, dacă eu am browserul în portugheză, el crede că eu vorbesc în portugheză. De aceea, dacă în campaniile tale de search vei avea doar cuvinte în limba română, atunci ar fi de recomandat să alegi All Languages, astfel încât să te afișezi pe browserele tuturor, indiferent de limba pe care i-au ales-o. Dacă am ales catalană și caut campanie de donații 2%, care este o expresie în limba română, evident, atunci aș vrea ca anunțul meu să se afișeze. Dacă aleg doar limba română, engleză și maghiară, cum este selectat automat inițial, atunci s-ar putea să pierd un anumit volum de utilizatori. Bun. După aceea, un alt lucru de care trebuie să țineți cont este cea legată de licitație și aici ar trebui să mergeți pe manual CPC plus limita, din punctul meu de vedere, ar trebui să mergeți tot timpul limita superioară pe care o aveți, aceea de licitație de $2 pe click pentru cuvântul cheie licitat. Bun, mai departe, în ceea ce privește rotația anunțurilor, tot aici există o presetare din partea Google care merge pe varianta de Optimize, prefer Best Performing Ads. Recomandarea mea este să mergeți pe Do Not Optimize, Rotate Ads Indefinitely, pentru că în modul acesta veți livra anunțurile egal și după aceea veți putea lua voi acțiuni de optimizare în funcție de ad-ul care a funcționat cel mai bine. Și aici o să vorbim mai mult la nivel de anunț, dar pot să vă zic și acum că e bine să testați în paralel cel puțin două variante de ad-uri, mai ales pentru voi în cazul ONG-urilor. Unul care să fie poate în zona pragmatică, unul care să fie mai mult în zona emoțională, să vedeți la care mesaje răspunde mai mult audiența voastră, cel emoțional sau cel pragmatic. Deci de aceea, pentru a vedea care funcționează exact, prima dată trebuie să se livreze egal afișările între cele două anunțuri și pentru a se livra egal trebuie să setați această opțiune de Do Not Optimize, Rotate Ads Indefinitely. Bun, după aceea mai departe, așa cum vedeați, și o condiție în ceea ce privește validarea grantului, adică să nu fie suspendat contul, sunt site link-urile, extensiile de anunțuri, care obligatoriu sunt două site links, însă vă recomand să puneți cât mai multe extensii și call-out și call extension și message extension și location extension, astfel încât anunțul vostru să capteze cât mai mult spațiu, să fie expus pe cât mai mult spațiu în motorul de căutare și prin felul acesta crești rata de click a anunțului tău. Apropo de rată de click, cum ați văzut în condiții, minim 5% rată de click pe search obligatorii. Bun, cam astea sunt câteva tips and tricks legate de setările unei campanii de Google Ads. Pe lângă asta, este la fel important zona geografică în care vreți să vă afișați. Recomandarea mea este poate să aveți o campanie, în cazul în care este un ONG local, să aveți o campanie locală pe zona respectivă, poate județul respectiv, și o altă campanie la nivel național. De ce? Pentru că se poate ca notorietatea voastră să fie mai mare în județul respectiv și acea campanie ar trebui să fie împinsă un pic mai mult. Bun, am făcut setările de campanii, acum ajungem în zona a doua, cea mai, din punctul meu de vedere, mai complexă, legată de lista de cuvinte cheie. Este fundamentală și este foarte important să vedem
cum putem să alegem cuvintele cheie cât mai bine, astfel încât să putem să obținem maximul din acest grant pe care ne este oferit de către Google. Înainte să vorbim despre lista de cuvinte cheie, vreau să vorbim despre cum este structurat un cont Google Ads. În primul rând, la nivel de cont, ai trei opțiuni. Ai opțiunea de fus orar, de date de billing și de currency. În cazul vostru, evident, toate sunt presetate având în vedere că este un grant. După care, la nivel de campanie, acolo ai opțiunile de targetare geografică despre care am vorbit, orară, da? Plus la nivel de limbi. Fiecare campanie poate să aibă mai multe grupuri și recomandarea mea este să aveți, în cazul în care oferiți mai multe. Aveți mai multe cauze, fiecare cauză în parte sau fiecare program pe care îl aveți să fie o campanie, iar fiecare campanie să poată să aibă mai multe grupuri. După cum vedeți, fiecare grup are asignată o listă de cuvinte cheie și la lista respectivă anunțuri text. E foarte important ca lista de cuvinte cheie să aibă un fir roșu. Toată acea listă de cuvinte cheie îi se vor atribui două anunțuri, cum este obligatoriu în Google Grant. Aceste două anunțuri, atenție, trebuie să răspundă tuturor cuvintelor cheie pe care voi le-ați adăugat. Prin urmare, după ce ați făcut lista de cuvinte cheie, uitați-vă peste ele și dacă vi se pare că din, să zicem, 20 de cuvinte, 16 răspund anunțului, dar 4 din cuvintele cheie nu răspund neapărat acelui anunț, atunci acele cuvinte cheie, recomandarea mea ar fi să fie mutate într-un alt grup separat. Pentru a crește rata de click și, prin urmare, relevanța anunțurilor, este cât mai important ca acel cuvânt cheie pe care voi îl aveți în campanie să îi răspundă un anunț cât se poate de relevant. Dacă nu se întâmplă asta, rata de click scade și dacă ajungeți sub 5% rată de click, știți deja ce se întâmplă. Deci, limita de ad groups este undeva la vreo 1000 și ceva de grupuri pe campanie. Prin urmare, nu vă speriați, nu este nicio problemă dacă faceți 10, 20, 50, 100 de grupuri. Ba dimpotrivă, cu cât veți avea mai multe grupuri, cu atât veți fi mai relevant. E important să faceți relația asta între cuvânt cheie și anunț. Bun. După ce am făcut această introducere, acum pot să vorbesc un pic despre cum dezvoltăm lista de cuvinte cheie. Și deși suntem în 2019 și vorbim destul de mult despre inteligența artificială, din punctul meu de vedere, încă este foarte importantă inteligența umană și asta este primul pas în dezvoltarea listei de cuvinte cheie. După aceea vorbim despre Google Suggestions, Keyword Planner și campanii anterioare. Prima dată, cel mai important este mintea voastră și să vă gândiți voi la ceea ce ar căuta utilizatorul și pe ce cuvinte cheie ați vrea voi să vă afișați. Despre asta este vorba în Human Intelligence. Să vă dați un pas în spate și să vă gândiți la universul motorului de căutare și universul cuvintelor pe care utilizatorul le caută și gândiți-vă pe ce cuvinte cheie organizația mea ar fi relevantă. Pe ce cuvinte cheie aș vrea eu să mă afișez? Ce ar trebui să caute utilizatorul astfel încât eu să mă afișez acolo și ea să zică da, ăsta este răspunsul căutării mele. Atenție, search, Google Ads Search și marketingul motorul de căutare este un marketing bazat pe intenție. Prin urmare, voi știți care este intenția utilizatorului sau mai bine zis, știți care este nevoia utilizatorului. Acolo ar trebui să capitalizați, știți nevoia lui, să capitalizați pe nevoie și voi să-i oferiți soluția la nevoia respectivă sau să oferiți alternativa la nevoia pe care el o caută. Și atenție la un alt lucru foarte important. M-am uitat pe lista de ONG-uri înainte să începem acest webinar și am văzut foarte multe cauze, foarte multe cauze foarte interesante și de care, sincer, nu știam, nu le cunoșteam și se poate ca ceea ce
voi vreți să oferiți înapoi comunității, să fie un lucru de care comunitatea nu știe că are nevoie odată, sau este un serviciu, un lucru pe care îl oferiți, de care ei tot la fel nu sunt obișnuiți, nu îl cunosc. Deci mare atenție la cât de cunoscut este serviciul, produsul pe care tu vrei să îl oferi. Și hai să vă dau un exemplu cel mai bine. În cazul Fundației Inovații Sociale Regina Maria, este unul din ONG-urile pentru care lucrăm în campania Better World, ce oferă ei, unul din lucrurile pe care ei le oferă, oferă policlinici sociale. Însă, în momentul acesta, în România, volumul de căutări pe policlinici sociale este foarte mic. Pentru a ajunge la cât mai mulți utilizatori, nu am licitat doar pe cuvântul policlinici sociale, ceea ce oferă ei, ci am licitat și pe cuvântul cheie Policlinici București, astfel încât să ajungem la cât mai mulți oameni și să le spunem despre faptul că își pot face analizele și în Policlinica Socială Regina Maria și de acolo o parte din costul analizei va fi redirecționat către persoane în nevoie care au nevoie de servicii medicale de înaltă calitate. Prin urmare, încercați să ieșiți un pic din bula voastră, din căutările ariei și universului vostru, care uneori sunt foarte limitate, și măriți expunerea pe căutări mai în zona comercială sau căutări într-o arie ceva mai permisivă, care să vă arate un volum de căutare ceva mai mare. Și ajungem la altă problemă legată de volum de căutare și cum identific eu acest volum, cum știu ce volum de căutare avem. Prima dată, pentru a stabili lista de cuvinte cheie, cum vă spuneam, Human Intelligence, după aceea, recomandarea mea este să mergeți pe inteligența pe care Google o are deja și să folosiți prima dată un tool care este cât se poate de public pentru absolut toată lumea, și anume Google Suggestions. În momentul în care scrii policlinici în Google, îți apar deja recomandări cu cele mai căutate alte cuvinte cheie legate de policlinici. De aici poți să îți dezvolți lista ta de cuvinte cheie pe care inițial ai construit-o, și pe baza ei să mai dezvolți. La fel poți să vezi și cuvinte cheie dacă sunt sau nu potrivite. Cum ar fi, de exemplu, Policlinici Craiova, Brașov, Timișoara, Cluj, care sunt niște căutări valide, dar nu sunt neapărat utile pentru mine, eu desfășurându-mi activitatea în zona București-Ilfov. Da? Deci, prin urmare, nu o să le citesc pe acele cuvinte. La fel, de aici poți să-ți dezvolt lista și pe orizontală. Văd că există căutări Policlinic Sector 6, atunci poate ar trebui să le citești și pe Policlinic Sector 1, 2, 3, 4 și 5, dacă și aceia sunt utilizatori potriviți pentru mine. Deci, un alt research, după ce am făcut inteligența, am dezvoltat Human Intelligence, vine zona asta de Google Suggestions și abia mai apoi, cum spuneam aici, alte căutări relaționale. Deci prima dată avem în bara de search sus, după care în partea de jos a paginii avem restul căutărilor. După care, fie putem să mergem pe zona de Discover New Keywords, folosim Google Keyword Planner, pe care îl găsim în cont, în zona de Tools, Keyword Planner. Avem fie opțiunea de a descoperi noi cuvinte cheie, fie opțiunea de a vedea volumul de căutare. Ne ajută să vedem volumul de căutare pentru a ști cât de căutat e acel cuvânt cheie și dacă are sens să dezvoltăm în direcția respectivă sau este o nișă prea mică. În cazul ăsta am pus două cuvinte cheie, Policlinici București și Laborator Analize, și aici ne-a rezultat volumul de căutări. Da? Și văd că avem 320 de căutări pe Policlinici București, destul de puține, dar mult mai multe pe Laborator Analize, 2900. În urmă, aș putea să fac o campanie pentru Laborator Analize, astfel încât să cresc volumul de investiție a campaniei mele. La fel, pe lângă asta, primesc și alte răspunsuri, alte rezultate, precum analize medicale, clinici private București, Clinici București, ultimul rezultat, pe care pot să le adaug în campanie. În cazul în care ofer și serviciul de stomatologie, ofer și această arie, atunci pot dezvolta
o campanie sau un grup separat și pe clinică stomatologică. Așa cum am zis mai devreme, atenție la firul roșu și la relevanța pe care o au cuvintele cheie și anunțurile. În cazul ăsta, Policlinici București este un grup care va conține Policlinici București, poate Clinici București și alte variații, în care în anunț o să vorbesc despre varianta de a merge în Policlinica Socială Regina Maria, după care un alt grup pe laborator analize, analize medicale și alte variații, care spun că ei pot să faci analizele medicale și în Policlinica Socială Regina Maria, plus un alt grup separat sau poate chiar o altă campanie pe clinică stomatologică în care spun că oferim și noi servicii stomatologice în clinica, în policlinica socială. Bun. La fel, un alt lucru important în zona de research de cuvinte cheie sunt campaniile anterioare. Campaniile anterioare ne ajută să descoperim cuvinte noi atât pozitive cât și negative pe care ne-am afișat. Cum facem lucrul acesta? Din campaniile pe care le avem, aici am ales un cuvânt, Policlinică Socială, selectăm cuvântul cheie și mai apoi avem acest buton de search terms. În momentul în care apăsăm click pe butonul de search terms, ne vor afișa toate expresiile cheie pe care anunțurile noastre s-au afișat. Din acele cuvinte cheie putem să adăugăm o parte care ni se par nouă relevante, putem să adăugăm altele în grupuri sau campanii noi, că descoperim că, nu știu, foarte mulți caută clinică stomatologică, cum văzusem anterior, și dezvoltăm atunci într-o direcție nouă campaniile. Bun, și acum am ajuns, după ce am vorbit despre setarea campaniilor și despre research-ul de cuvinte cheie, ajungem în zona de match types, despre tipuri de potrivire a cuvintelor cheie. Însă, până să vorbim despre tipuri de potrivire, am pentru voi o altă întrebare. Ia să vedem întrebare. Ce instrumente, să vedem cât de atenție ați fost, ce instrument din interfața Google Ads te ajută să găsești cuvintele cheie potrivite pentru anunțul tău? Keyword Planner, Bid Strategies sau Search Attribution? Așteptăm câteva secunde. Sigur. Dragoș? Ok, se pare că sunteți foarte, foarte atenți. 90% din voi a spus Keyword Planner, care este și răspunsul corect. Cu ajutorul Keyword Planner-ului poți face un research de cuvinte cheie și poți găsi alte cuvinte cheie potrivite pentru campania ta Google Ads. Deci felicitări pentru răspuns și mai ales vă mulțumesc pentru atenție. Dar nu ne oprim aici, pentru că vorbim acum și despre match types, despre tipurile de potrivire, care sunt 4 la număr, și mare atenție că un cuvânt cheie adăugat nu este doar un cuvânt cheie, ci este o listă întreagă de cuvinte cheie pe care te vei afișa după aceea. Sunt 4 tipuri principale și o să vorbesc pe scurt despre ele, după care o să le luăm într-un exemplu separat ca să le disecăm ceva mai bine. Exact match, phrase match, broad match și modified broad match. Ce fac fiecare? Exact match este cuvântul cheie între paranteze pătrate. Acest lucru permite afișarea strict pe cuvântul pe care noi l-am adăugat, nicio altă variație, nici singular, nici plural, nici cu ceva în față, nici cu ceva între, ci strict cuvântul cheie pe care l-am adăugat. Deci aici nu este o listă de cuvinte, ci doar acel cuvânt cheie. Este un tip de este cel mai restrictiv tip de potrivire și este bine să fie folosit doar în cazul cuvintelor foarte bune, de aur, dar mai mult în zona comercială. Recomandarea mea este ca în zona Google Grant să nu fie folosit pentru că este prea restrictiv. Al doilea tip de potrivire este phrase match. Ce înseamnă phrase match? Înseamnă că te poți afișa pe orice conține expresie
ta cheie, orice în față și orice în spate. Mai puțin între. Deci mai puțin între expresie, dacă mai apare acolo o prepoziție, nu se va afișa anunțul tău. Și aici este downsize-ul acestui tip de potrivire. A patra, o să revin la a treia, dar vă spun numai mai bine despre a patra, pentru că este și tipul meu de potrivire preferat, fiecare cu pasiunile lui, cât unele mai ciudate, altele mai puțin. Pasiunea mea este Modify Broad Match, în care îți permite afișarea pe orice în față, în spate și în expresia cheie. Adică în cazul acesta, dacă avem un cuvânt cheie din 3, te vei afișa și dacă apare și dacă apare o prepoziție între două cuvinte și dacă ai ceva în față și ceva în spate. Este practic tipul de potrivire cel mai bine verificabil tip de potrivire, dar în același timp îți oferă și o opțiune destul de mare de a descoperi alte cuvinte noi după aceea. Este cel pe care îl folosim de regulă pentru descoperirea de cuvinte noi, pentru a descoperi pattern-ul de căutare. Să vedem cum caută utilizatorii. Caută cu prepoziții, caută fără, caută singular, caută plural, caută articulat, nearticulat, caută cu anumite numere, zone și așa mai departe. Ne ajută foarte mult în dezvoltarea listei de cuvinte cheie de după. Și mai este un al treilea tip, broad match se numește, care acest tip este foarte permisiv, aș spune chiar prea permisiv, că duce la afișarea inclusiv pe anumite sinonime care de regulă nu sunt cele mai bune cuvinte cheie. În cazul nostru vă pot spune o experiență mai puțin plăcută pe care am văzut-o pe un cont pe care l-am preluat. Era un cont care vindea electrocasnice și era o campanie pe congelator și era în campania respectivă când am preluat-o cuvântul pe brod congelator și a dus la afișarea anunțului pe expresia pește congelat. Știu, e ciudat, dar Google a considerat că este cumva un sinonim și de aceea, practic, nu recomandăm broad match. Este destul de necontrolabil acest tip de potrivire. Bun, și hai să vedem patru exemple pe exact phrase broad și modifier broad match. Să vedem când se afișează, când nu se afișează. Bun, avem Policlinică București în toate exemplele. Bun. Pentru exact match se va afișa doar când cineva caută Policlinică București, nu se va afișa nici măcar dacă va căuta Policlinici București, la plural. După care următorul Policlinică București, da, pe phrase match, se poate afișa pe Policlinică București sector 3, adică ceva după, da? Nu se va afișa pe unde găsesc o policlinică în București. De ce nu se va afișa pe această căutare? Nu pentru că are ceva în față unde găsesc o, ci pentru că are intercalat între policlinică și București acea prepoziție în. Da? Din cauza acelui în nu se afișează anunțul. Bun. Policlinică București pe broad match se afișează pe Policlinică București, dar se afișează și pe sinonime precum laborator analize, care nu e neapărat un sinonim dacă mă întrebați pe mine, ci este o căutare conexă. Da, nu se afișează pe carmangerie, Doamne ajută, e bine că nu se afișează, dar oricum este un tip de potrivire prea, prea periculos din punctul meu de vedere. Modifier broad match, preferatul meu, se afișează și pe Policlinică în București, nu se afișează în schimb pe policlinici în București, nu pentru că are acel în, ci pentru că este un plural. Condiția modifier broad match este ca afișarea anunțului meu să apară pe fiecare cuvânt cheie pe care eu îl desemnez. Policlinică și București. Trebuie neapărat să apară cele două cuvinte. În cazul ăsta apare București, dar nu apare policlinică, ci apare policlinici. În această situație, recomandarea mea este să aveți pentru siguranță și plural și singular pentru cuvintele pe care voi le adăugați în campanie. Bun, cam despre asta ar fi la nivel de match types și acum în continuarea prezentării, pentru că am vorbit despre setare, listă de cuvinte cheie și cum punem tipurile de potrivire pentru cuvinte cheie, ajungem și la zona de cum construim anunțuri clicabile. Cum facem anunțurile cât mai clicabile, astfel încât să trecem de acest 5% rată de click.
În primul rând să vedem care sunt elementele pe care le avem și atenție că v-am arătat cum arată anunțul pe mobile. Majoritatea traficului făcut acum în digital este din mobile, undeva la 60-70%, depinde de industrie. Am văzut și cazuri de 90% trafic de mobile, deci mare atenție că anunțul vostru să arate foarte bine pe mobile. Hai să vedem ce elemente avem aici. Avem în primul rând un titlu care trebuie să fie explicit, deci cât mai aproape de ceea ce caută utilizatorul. După care avem un al doilea titlu, da, imediat după primul, în care aici de regulă aș comunica beneficiu, fie că este unul pragmatic sau este unul sau unul emoțional. Mai apoi avem linia descriptivă, în care aici ar trebui să oferiți informații suplimentare și poate un call to action scurt la final. Și ce mai aveți? Mai apare în zona de link, da, de destinație. Puteți să personalizați display URL astfel încât să arate cât mai appealing și aici aș repeta cuvântul cheie căutat și încă ceva, un anumit beneficiu. Bun, deci ca să facem o scurtă recapitulare în ceea ce privește anunțurile. În headline, titlul explicit cât mai clar legătură cu căutarea pe care a făcut-o utilizatorul. În headline 2 ar trebui să comunicăm un beneficiu, fie el că este pragmatic, varietate, mă rog, aici mai mult în zona de comercial, dar sigur aveți un beneficiu pragmatic, poate inclusiv în cazul redirecționării pentru companii. Unul pragmatic și altul emoțional. În display URL, reinforcement al produsului serviciului, ceea ce a căutat utilizatorul, plus un extra beneficiu. Și mai apoi, în description line, explică în cât mai multe cuvinte ce vor găsi pe site și încheie cu un call to action puternic. Cam astea sunt elementele de care trebuie să țineți cont atunci când vine vorba de anunțuri. Mai nou ai încă un description line, dar atenție la volumul de informații pe care vrei să-l transmiți. Pentru că aici apare de multe ori problema între ceea ce eu vreau să transmit și ceea ce ajunge cu adevărat la utilizator. De multe ori trăim într-un univers închis și credem că noi suntem în mijlocul galaxiei, că toate se învârt în jurul cauzei noastre, când de fapt lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Utilizatorul, attention span-ul utilizatorului este destul de limitat și aveți doar un timp foarte scurt în care el face o căutare, se afișează anunțul vostru și trebuie să fiți cât mai expliciți și să-l convingeți să ajungă pe site. Obiectivul nu este să-i transmiteți, obiectivul anunțului nu este același ca al unui landing page, adică de a transmite toate informațiile posibile. Rolul anunțului este acela de a convinge utilizatorul, de a-i stârni interesul ca el să dea click, să se ducă după aceea către site. Deci, atenție, nu, anunțul nu este un buletin informativ, ci are doar rol de a atrage atenția și de a atrage utilizatorul după aceea către site. De aceea am 5 reguli foarte importante. Mai am după aceea alte best practice-uri, dar pe acestea 5 le-am pus separat pentru că aș vrea să insistăm mai mult asupra lor. În primul rând, anunțul tău trebuie să fie foarte explicit. Nu încerca să spui foarte multe lucruri pe care le faci. Sunt sigur că ai foarte multe cauze, programe pe care ai putea să-i le spui utilizatorului, doar că ai un spațiu foarte limitat. Nu le îndesa pe toate acolo, ci comunică ceva foarte relevant și să fii foarte explicit cu privire la căutarea pe care el a făcut-o. După care, așa cum am zis și în introducere, în zona de setări, folosește-te de toate ad extensions pe care Google Ads ți le oferă. Nu te limita doar la anumite extensii, ci folosește-le pe toate la maxim, astfel încât anunțul tău să ocupe un spațiu cât mai mare din rezultatul pe care se afișează. Mai apoi, cât mai relevant anunțul, cum poate fi cât mai relevant? Prin
o structură cât mai clară între cuvinte cheie și anunțuri și mai apoi punctul 4, în cazul în care campania este în română pentru un public din România, folosește în anunțuri diacritice. Scrie cuvintele cu diacritice. De ce? Nu pentru că sunt eu foarte patriot, ci mai degrabă pentru că noi suntem români și noi citim mult mai ușor un text cu diacritice decât unul fără diacritice. Este mult mai lizibil și citim cât mai ușor. Rolul nostru, obiectivul nostru, nu este să facem viața cât mai grea utilizatorului, ci să îl ajutăm să citească cât mai repede, să-l convingem să aterizeze după aceea pe landing page-ul nostru. Și mai apoi, simplifică, când ai făcut anunțul, simplifică și verifică-l cu un prieten, doar că acel prieten mi-aș dori să nu fie tot din ONG, ci să fie poate o persoană care este mai puțin implicată, mai rece, care știe mai puține informații despre ceea ce faceți și să validați dacă are sens sau nu anunțul pentru cuvântul cheie pentru care ați licitat. Întreabă-l, dacă tu ai căuta X lucru și ai vedea anunțul ăsta, ai înțelege despre ce este vorba, ți-ar trezi interesul, ai da click, dacă răspunsul este da, atunci salvați anunțul și dați drumul campaniei. Dacă nu, atunci întrebați-l ce ți este neclar și lăsați la o parte partea subiectivă, că suntem cu toții foarte ancorați de ceea ce noi facem și încercați să aveți un anunț cât mai puțin, cât mai explicit, simplu, pe înțelesul tuturor. Bun. Alte tips le-am trecut aici ca să nu să rămână separat față de cele 5 reguli foarte importante pentru un anunț cât mai relevant. O conexiune clară între cuvântul cheie căutat și anunț. Scoate în evidență produsul și legătura între cuvânt cheie căutat și user. Subliniază beneficiile tale versus competiție, în cazul în care este o competiție în zona aceasta, sau încearcă să scoți beneficiile dacă este o variantă alternativă, că de multe ori îl citesc pe căutări comerciale și zic o alternativă non-comercială. Include o chemare către acțiune, un call to action. Atenție la anunțuri să fie cât mai ok pentru mobile, ceea ce înseamnă mai scurte, neapărat în limita superioară pe care îți oferă Google Ads. Testează tot timpul anunțurile, așa cum spuneam și despre setările inițiale despre care vorbeam. Testează cel puțin două anunțuri în paralel. Folosește diacritice, cum am mai spus. Semnele de punctuație să fie bine puse. Atenție la virgule și mai ales la semnul de exclamare, că de foarte multe ori punem semne de exclamare nenaturale. Dacă vorbim despre un anunț în care spunem aici găsești totul despre ecologie, este o propoziție enunțiativă, da? Nu este o propoziție exclamativă. Nu spui aici găsești totul despre ecologie. Nu, nu așa vorbim în mod natural, ci spunem, hei, uite, aici găsești totul despre ecologie. Punct. Da? Intră pe site și vezi totul despre ecologie, acolo ai o chemare către acțiune care necesită un semn de exclamație la final. Altfel, nu. Call to action puternic am vorbit. Nu folosi capitalizarea excesivă a cuvintelor. De ce nu? Pentru că am testat și acest lucru, nu are rezultate la nivel de rată de click, deci nu are neapărat sens. Folosește toate extensiile și, în definitiv, din nou despre AB testing, despre care v-am mai vorbit de destul de multe ori. Sunt un pic cicălitor, dar cicălitul ăsta ajută pentru a vă rămâne câteva lucruri întipărite pe retina mentală. Bun. Și acum trecem în zona de Q&A, dar până atunci mai am un singur sfat pe care vreau să vi-l spun, care este cât se poate de simplu. Și acesta se referă la timpul alocat și mai mult la time management, la digital marketing. Oferă o oră pe zi, un timp alocat campaniilor tale de digital. Ce înseamnă o oră pe zi? Evident, 60 de minute, 3600 de secunde, dar mai mult decât atât, o oră pe zi reprezintă un timp pe care tu îl oferi
campaniilor și nu doar campaniilor unde dai niște click-uri, pui niște campanii, niște cuvinte cheie, anunțuri și așa mai departe, ci niște o vizibilitate pe care o vei avea, care după aceea îți se va traduce în revenue. Ce înseamnă o oră pe zi, dacă muncești 8 ore sau de regulă, cum se întâmplă în cazul ONG-urilor, muncești mai mult de 8 ore, cel puțin 10 ore pe zi, o oră înseamnă 10% din timpul tău. Gândește care este repartiția revenue-ului pe care ONG-ul tău îl are, cât la sută vine din digital, cât la sută vine din offline și dacă din digital vine 10%, atunci este clar că trebuie să aloci acești 10% timp. Dacă în momentul de față nu vin donații din digital nici de 1%, atunci tot trebuie să aloci acești 10% ca mai apoi, după 6 luni, 9 luni, un an, un an și jumătate, să vină revenue și din această, și din acest, din acest canal. Ce pot să vă zic este că lucrurile merg doar în sus în ceea ce ține de digital și ar trebui să vă gândiți să aveți o strategie nu doar pentru Google AdWords, ci în general pentru zona de, de digital marketing, care această strategie pleacă prima dată cu alocarea de timp. Nu poți să faci o strategie, nu poți să faci o campanie, nu poți să faci un anunț, nu poți să faci absolut nimic dacă nu aloci un timp. Primul pas l-ați făcut deja, ați alocat o oră pentru acest webinar, pentru care vă felicit că v-ați alocat timpul acesta. Recomandarea mea este ca mâine să alocați o altă oră, nu pentru un alt webinar, ci pentru a-l reasculta și să începeți să puneți în aplicare ceea ce ați ascultat astăzi. Altfel, dacă veți face când veți mai avea timp, când veți mai avea timp înseamnă în septembrie, decembrie, februarie anul viitor, pentru că tot timpul apar alte lucruri care sunt mai importante. Luați-vă această asumare de o oră pe zi pentru campaniile tale de digital. Bun, asta am avut să vă spun. Acum să vedem dacă sunt întrebări. Deci o să rog pe Ana să mă ajute. Mulțumim, așteptăm puțin întrebările, să le dăm puțin timp de gândire după toată prezentarea ta. Sigur. Avem deja o întrebare. După cât timp ne recomand să facem deja modificări după performanțele anunțurilor cheie pe care le stabilim? O întrebare foarte bună. Cât răbdare să avem? Eu răbdarea o leg de date. Dacă am suficiente date, atunci pot să iau o acțiune. Ce înseamnă suficiente date? Mă pot corela și la nivel de conversie, că e unul din condițiile pe care le-am pentru ca acest cont să nu fie suspendat. Rata de conversie. Dacă am 1% rată de conversie, înseamnă că trebuie să aștept 100 de click-uri pentru a vedea dacă acea campanie este rentabilă sau nu. Însă, în cazul ONG-urilor, acțiunile pot fi luate mai rapid. Ce vă recomand să faceți? Să vă uitați mai degrabă la alarme, la situații neprevăzute și periculoase, cum ar fi, de exemplu, am pornit o campanie și după o zi are o rată de click de 1%, cred că deja puteți să luați anumite acțiuni, să vedeți care sunt cuvintele cheie care au avut mai multe afișări și poate să validați din nou cuvântul cheie cu anunț, să vedeți dacă este relevant sau nu. Dacă este irelevant, atunci opriți cuvântul respectiv. Deci puteți să luați mai devreme mici decizii, dar nu decizii sistemice care să influențeze activitatea întregului cont sau a mai multor campanii. Mulțumim. Dacă scriem anunțurile cu diacritice, trebuie să folosim cuvinte cheie tot cu diacritice? Nu, cuvintele cheie le puteți adăuga fără diacritice, iar Google va afișa anunțul și dacă sunt căutări cu diacritice sau fără diacritice. De regulă, da, utilizatorii fac căutări 90% fără diacritice și de ce am spus și repet din nou de ce ar trebui să avem anunțul cu diacritice? Pentru a fi mai lizibil. Dar nu înseamnă că el scrie cu diacritice, dar va citi mai ușor anunțul nostru decât anunțul de mai jos, care probabil că este fără diacritice, că nu a participat la acest webinar.
Mulțumim. Există un număr maxim sau minim de cuvinte cheie per grup de cuvinte de anunț? Da, nu există. Puteți să aveți și un grup cu un singur cuvânt cheie, însă recomandarea mea este să aveți cât mai multe cuvinte cheie. Atenție, aveți un buget de 10.000 de dolari, 333 de dolari pe zi, care nu se raportează. Prin urmare, adăugați cât de multe cuvinte cheie puteți posibil să vă apropiați cât mai aproape de cei 10.000 de dolari pe care puteți să investiți. Cum alegem cuvintele cheie negative cele mai potrivite? Cuvintele cheie negative le alegem în funcție de, odată din start, ne gândim pe ce cuvinte nu am vrea să ne afișăm sub nicio formă, după care din search terms, cum vă arătasem în prezentare, acolo veți vedea, veți putea vedea anumite pattern-uri, vedeți alte cuvinte cheie pe care voi v-ați afișat și de acolo vă puteți extrage o rădăcină pe care să o excludeți. Mulțumim, mai așteptăm puțin pentru alte întrebări, dacă mai sunt. Sigur. Și oricum, în cazul cuvintelor cheie negative, recomandarea mea este să nu adăugați foarte multe ca să nu încătuiți campania destul de mult. Luați-vă ca normă de verificare rata de click. În cazul în care aveți o rată de click peste 5%, nu intrați neapărat în zona de negative keywords. Oricum aveți un buget foarte mare de investit doar pe search, prin urmare nu este cazul de limitări foarte mari ale campaniilor. Vedeți o rată de click mică, atunci da, puteți să interveniți. De asta nici nu am insistat foarte mult în prezentare pe cuvinte negative. Mulțumim. Există condiții speciale pentru ONG-urile din sănătate în cadrul Google Ads? Nu, există condiții speciale pentru ONG-urile din educație, cele care promovează școli. Acolo există anumite limitări. Pe sănătate nu există nicio altă limitare în afară de limitările pe care le ai și în zona comercială legate de sănătate, adică cum ar fi, nu știu, zona de oncologie și alte astfel de domenii care sunt destul de sensibile, acolo există anumite limitări, dar sunt cele de pe Google Support, Google Ads Support, doar Google Grant Support și evident că și ONG-urile se aplică și pentru ONG-uri se aplică aceleași limitări. Dar altceva suplimentar doar pentru granturi în sănătate, nu. Mulțumim mult, Dragoș, pentru că nu mai sunt întrebări, o să încheiem acum. Dacă mai rămân, mai vă gândiți la întrebări, ne puteți scrie nouă și noi le vom adresa mai departe lui Dragoș. Mulțumim mult, Dragoș, pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi. Și eu mulțumesc. Sper să fi fost cu adevărat util și foarte important, cum v-am zis, să vă puneți pe treabă. Mulțumim. Da. Iar vouă tuturor celor prezenți, vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu un mail de follow-up, cu prezentarea lui Dragoș și cu alte resurse legate de Google Ad Grants. Mă grăbesc să închidem webinarul repede pentru a porni un formular de feedback pe care vă rugăm să-l completați. Acesta o să apară automat. Tot ce trebuie este să faceți să așteptați câteva secunde, fără să faceți niciun click. Mulțumim! La revedere! La revedere!